Un bărbat de 43 de ani din Roman a căzut pe casa scărilor de la etajul al patrulea în timp ce se chinuia să stabilizeze o balustradă. Acesta s-a dezechilibrat și a căzut în gol, lovindu-se serios la cap. La centrul de primiri urgenții au fost făcute toate investigațiile necesare, încercându-se stabilizarea sa. În cazul celui căzut de la înălțime, este vorba de un domn de 43 de ani, care ieri, în data de 8 aprilie, a căzut între scări. Din câte am înțeles, dumnealui punea un balustradă, s-a dezechilibrat și a căzut în gol. A căzut direct în cap, ceea ce a făcut ca dumnealui, după ce s-a prezentat în CPU și a fost intubat la fel orotraheal și trimis la CT, la CT să se evidențieze un hematom subdural emisferic stâng cu un hematom... Leziunile sunt atât de grave încât bărbatul a trebuit transportat la clinica de neurochirurgie din Iași pentru o intervenție chirurgicală pe creier.